Amețit de aburii alcoolului, șoferul a apăsat prea tare pedala de accelerație la intrarea în orașul Gura Humorului. A trecut pe culoarea roșie a semaforului, iar polițiștii l-au văzut și au pornit după el. Au trecut pe roșu, eram în parc cu prietenul meu și era să intri în gard la Dionisea Ocazia. După aia a redresat-o și a plecat. Și în momentul ăla când a redresat-o, fugea poliția după el. În timp ce era urmărit de polițiști, șoferul fugar a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit un taximetru, alte două mașini și un tir. Venea din fața noastră. A ieșit la depășire, a lovit în spate taximetristul, a lovit în noi și a zburat în gol. S-a auzit o bobuitură, dar n-am știu ce alea. Eu veneam din partea de sus, de la Câmpul Lung. Avea viteză mare după cum arată mașina. Da, avea viteză mare. La cum arată mașina, vă dați mi-am văzut seama. În urma impactului, atât șoferul fugar, cât și taximetristul au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Nu mi-am dat seama ce-o vrut să facă el. Eu pur și simplu am văzut că o tras dreapta și n-am mai apucat să fac nimic. Nici nu mi-am dat seama că a intrat în mine. M-au lovit patru mașini. Au ajuns două victime dintr-un accident rutier. Una din ele în stare mai gravă, un bărbat în vârstă de 46 de ani, cu traumatism craniocerebral, traumatism toraco-abdominal, este în curs de investigare. O a doua victimă, sex masculin, 20 ceva de ani, fără să pună prea multe probleme, va fi externat. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest și polițiștii au descoperit că avea o alcoolemie de 0,63/1000, alcool pur în aerul expirat. După externarea din spital, bărbatul va răspunde pentru faptele sale.